În spatele a tot ce vedem noi oamenii, în spatele camerelor, în spatele acestei notorietăți, bani, avere, putere, a plecat de undeva totul. În copilărie atunci, cum au fost momentele în care ați dat copilăria la o parte în detrimentul muncii și cum ați început, că bănuiesc că ați început de jos? Eram, adică, probabil zic eu, bine, jucării n-am avut, că spuneau jucării copii. E adevărat, că spuneau, bă, n-ai avut jucării când eram copii. N-am avut. Eu, de exemplu, n-am avut jucării. Jucăriile mele le-au animalele, oile, munca. De la mic copil, de la 10 ani, 11 ani, eu munceam cu oile, cu tata, la muncă, nu? Dar eu cred că totuși jertfa pe care au dat-o străbunii mei s-a transformat în noroc pentru mine, material și chiar și spiritual. Pentru că au suferit mult familia mea. Unchii mei, am zis, bă, câteodată mă gândesc, bă, de unde atâta și de unde m-a ales pe mine Dumnezeu să fiu eu, că odată mi-a spus, părinte, te-a pus Dumnezeu administrator pe averea lui. Pentru că ei nu le știți, că nici nu le spun. Dar așa sunt. Și suferința familiei și chiar și al lui tata și al mamei, deportați, colo, 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 a bunicilor, pușcării, bunici, bunchi, pușcării și pușcării politici, și chinuințe, suferințe. Păi dacă eu, de exemplu, mama când era însărcinată și eu eram în pântecele ei, mama făcea chirpici ca să facă casă. Dumnezeala aia din chirpici s-a transformat și care a primit-o ea în trupul ei, s-a transformat în dragoste pentru mine și în mântuire pentru mine și în bogăție și în toate care le primesc acum. Am primit-o în picioarele mamei și direct în pântecele mamei am primit eu din umezeală, s-a transformat în dragoste. Și dragostea nu m-a lăsat, că eram și eu nemernic om. Și nu m-a lăsat dragostea și m-a dus aici. Dar o slavă Domnului. Unde m-a dus? Să vorbesc cu tine numai de Hristos.